ingeniozitate mâine și meticulozitate după ora 16. Aplicăm soluții berbeci, sunt foarte puși pe muncă, însă în maniera lor obișnuită, foarte creativă și foarte personală, dar fac treabă bună. Taurii, și ei trebuie să fie ingenioși și la locul de muncă, în activitățile pe care le desfășoară, tocmai pentru că ingeniozitatea, genialitatea le aduce soluții neașteptate la probleme înțepenite. Pentru gemeni se recomandă să-și menajeze forțele, să-și facă bine calculele, să știe exact în ce se implică și n-ar strica să fie mai economi. Racii, mai ales după amiază, să fie un pic mai atenți la acte sau la relația cu diversi oficiali, mai ales dacă lasă pe după amiază un drum la un birou unde au nevoie să obțină o aprobare. Pentru lei este importantă ziua de mâine, mai ales în prima parte, pentru că luna le traversează semnul. Ei au nevoie de foarte multă libertate și trebuie lăsați în pace să-și gândească soluțiile care vor fi foarte economice. Sunt puși pe strâns bani de pe unde se poate și știu cu puțin să rezolve lucruri mari după amiază. Pentru fecioare trebuie să aibă răbdare. Dacă nu apar soluțiile în prima jumătate a zilei, chiar să accepte unele riscuri, unele pierderi. Vor găsi soluții și pentru acestea, dar mai pe seară. Balanțele, în schimb, e bine să conteze pe prieteni, pe relații. Se pot bucura de un număr mare de suporteri. Cumva munca lor și eforturile lor sunt recunoscute. Mâine, așa că au toate motivele să fie mulțumite, nu trebuie să forțeze nota și nici să convingă pe cineva cât de bun sunt. Se vede lucrul ăsta. Pentru scorpioni e o zi de putere mâine, mai ales în prima parte a zilei. Știu să-și impună voința, opiniile și chiar și în relația cu șefii bat din picior, dacă nu cumva sunt ei șefi. Culmea este că după amiază au susținători. Oamenii sunt de acord cu ei, poate pentru că sunt democrați. Pentru săgetători, dreptatea și moralitatea sunt foarte importante, mai ales în prima jumătate a zilei. Lucrul acesta poate cumva să îi impună în fața celorlalți, chiar și a șefilor, în instituția unde lucrează sau în mediul în care ei își duc existența, cumva sunt acceptați ca lideri, măcar moral. Pentru capricorni, atenția la cheltuieli, s-ar putea să aibă o pierdere și trebuie să o accepte, fie sub forma unui dar pe care trebuie să-l facă, deși nu sunt de acord cu el, fie, cine știe, o mică pagubă pe care o trec cu multă demnitate. Vărsătorii, un pic mai multă atenție la gesturile și cuvintele pe care le adresează celor din jur, sunt un pic îngânfați, dar e justificat astrologic, însă după amiază să se gândească un pic mai mult la sănătatea lor și de asemenea să se smerească după amiază. Iar pentru pești, muncă foarte bună în prima jumătate a zilei, bazându-se pe talentul lor și trebuie să fie un domeniu profesional de talent pentru ei. După amiază însă o relație foarte bună care se poate lăsa cu un contract avantajos sau o înțelegere foarte bună. What's it mean coming?